Salutare! Trebuie să facem un videoclip care se numește Review cu Five Street Box și cu Crunchy Chicken de la Planet Burger. Acesta este al doilea review pentru Planet Burger. Eu vorbesc aici frumos când filmez în acest videoclip. Am tras traperia, trebuie să las ușile închise, și am aprins lumina și am dat televizorul mai încet ca să nu se audă niciun eco. Haideți să scoatem, să vedem ce avem acolo. Cred că e, mi-a dat și niște Pepsi Max. Stați să fac o poză faină. Sau? Asta. Ok. Un suc cola care nu are zahăr, nu are nimic. E foarte gustos sucul. Și deci nu are zahăr. E fără zahăr, e ăla cu negru. Este un sos de usturoi. Mi-a dat și un sos de usturoi, că nu mi-a dat niciun sos picant. Pentru că am cumpărat un ketchup picant de la Cora. Șervețelele. Și Five Street Box. Perfect. Nu e nimic. Și ăsta e Crunchy Chicken. Perfect. Hai să începem cu sucul. Am făcut o poză. Să bea un pic de suc. E foarte bun sucul, deci n-are zahăr deloc. Dacă vă place review-ul, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați, să activați clopoțelul și o să-mi dați un follow de pe Instagram la adresa danieluncanu16. Începem cu Five Street Box. E rece, dar trebuie să o încălzesc la cuptor cu microunde. Dar nu trebuie neapărat. Ok. Sos de usturoi. Să vedem. Hai să începem cu Five Street Box, punem și cu sos. Este o reclamă la Renault Arkana. S-a separat. Beautiful car. Deci e foarte bună mașina asta. Cred că e foarte bună reclama. Poate am văzut eu o mașină albastră de când am venit noi de la cumpărături. Eu am văzut o mașină albastră care e Opel Astra H din 2006. E nouă mașina asta, n-ai ce să zici. Aseară, de când a fost sora mea la servici, și am văzut că i s-a stricat display-ul de la telefonul lui Jessica. Deci sunt cele mai amuzante și jenate review-uri când vă uitați și o să râdeți și o să vă distrați. Măi, deci cartofii ăștia sunt chiar buni. O să miroasă usturoi. Un pic mă ustură limba. Chiar zici că e iute. Ce zica, fratele tău face aici un videoclip pe YouTube și mănâncă acolo. Bine? Măi, deci a venit sora mea în cameră în timp ce făceam un review când mănânc și am să postez pe YouTube ca să ne dea toată lumea minimum 20 de like-uri.
Mă, deci, cum au fost cartofii prăjiți? Cartofii ăștia prăjiți au fost foarte buni. Mai am trei bucăți de mâncat și la final mâncăm niște crunchy chicken. Deci, mai am o bucată de mâncat crispy strips. Stai să beau și un pic de suc. Să beau un jumătate de kg de suc. Ca să-mi treacă usturii mea la limbă. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1 și... Ce bei acolo? Ce zic-o? Bei energizant? Nu, că copiii n-au voie. Deci, cum a fost streetbox-ul? Streetbox-ul au fost foarte ok. Deci, la final, mâncăm niște crunchy chicken. Și haideți să vedem ce conține crunchy chicken. Deci, asta e cu carne de pui, crocant, brânză cheddar, salată, sosuri usate cu roșii, cu chiflă regulară și cam atâta. În chifla asta n-are semințe. Eu nu știu ce cu carnea asta, dar trebuie să o gust. Eu nu știu că ăștia de la Planet Burger zici că au aceeași pastilă cu carne de pui, dar zici că e crispy chicken burger de la Bosco. M-am uitat eu la un video de al lui jumpfoodtaster.com sau nu știu cine e ăla, habar n-am. Dar zici că are o pastilă cu carne de pui, are gusta McNuggets nepicanți. Îmi scoate condimente din alea delicat vegeta, care nu mi-mi plac deloc. Hai să o mâncăm. Încă nu e gata, mamico. Mai am 7 minute. Și urmează 8. Ok, dragi prieteni, hai că scot paierul din capac. Și hai să bem. O căzut camera. Ok, oameni buni, cam atât și cu acest videoclip de astăzi. Sper că v-a plăcut mult. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Daniel și ne auzim mai târziu la un nou tutorial de sâmbătă. La revedere!